În videoclipul acesta îți voi prezenta o metodă nouă, eficientă și ușoară de a găsi produse câștigătoare pentru dropshipping în România. Criteriul pe care îl voi prezenta în acest videoclip a fost folosit pentru a alege produsul brandului Otis.ro, care a generat peste 100.000 de lei până în prezent, echivalentul a peste 20.000 de dolari doar cu vânzări din România. Deci îți garantez deja că acest criteriu îți poate asigura produse care ating peste 1.000 de lei pe zi în România. După prezentarea criteriului, îți voi oferi și 3 metode concrete pentru a-l aplica și pentru a găsi produse câștigătoare. Cu una dintre ele chiar am reușit să găsim tablourile de la Otis.ro. Să-i dăm drumul! Salutare rechinilor, dacă sunteți noi pe canalul meu, numele meu este Andrei Valentin și aici pe YouTube documentez cât mai transparent posibil procesul de dezvoltare al magazinelor online pe care le rulez. Dacă te interesează să deschizi și tu un magazin online, lasă un like acest videoclip și dă subscribe canalului pentru videoclipuri similare. În primul rând vreau să fac cât mai clar faptul că în acest videoclip voi discuta despre cum să găsești produse câștigătoare pentru dropshipping în România, nu dropshipping în afară. Dacă nu știi deja strategia mea, sugerez să vezi celelalte video clipuri din cursul meu gratuit de pe YouTube Dropshipping în România, curs 2021. Am început să favorizez mai mult dropshipping-ul în România pentru mai multe motive. În primul rând, am făcut dropshipping în afară pentru destul de mult timp și vreau să încerc ceva nou. Doi la mână, aici am mai mult control asupra tuturor lucrurilor și mai ales asupra furnizorului. 3. Oricui este mult mai ușor să promoveze în țara natală în comparație cu o țară în care probabil nici măcar nu ai fost vreodată. Iar 4. Competiția nu este atât de mare și sunt multe produse și nișe cu potențial masiv. Consider că dropshipping-ul în România va fi scalat în următorii ani. La finalul videoclipului am pregătit o surpriză pentru cei începători în dropshipping, cei care vor să pornească cum trebuie și să ajungă cât mai rapid la rezultate. Acum intru pe calculator să vă prezint criteriul pe care vi l-am pregătit, pe care îl puteți folosi și voi direct, așa cum l-am construit eu. După trecem la cele 3 metode de căutare. Bun, deci după cum vedeți, am intrat aici pe laptop într-un Google Sheet. Este fix Google Sheet-ul, criteriul pe care îl folosesc eu pentru a alege produse pe România. După cum am spus, este criteriul pe care l-am folosit și pentru a alege produsul de la Otis.ro. În primul rând vreau să vă explic cum puteți face și voi rost de acest Google Sheet. L-am lăsat în descriere, aveți linkul în descriere, imediat cum îl deschideți, nu o să puteți să-l editați, dar creați o copie. Mergeți aici la File sus și apoi Make a Copy, o să vă faceți copia voastră și o să puteți edita acea copie ca să puteți introduce produse aici și să le treceți prin criteriu. Acum vreau să trec prin fiecare coloană în parte, pentru că fiecare coloană până la urmă este un criteriu, aceasta este o listă de criterii și vreau să explic pe rând, cât mai în detaliu, dar scurt și la obiect odată, fiecare criteriu în parte. Prima coloană aici, trecem numele produsului evident. O să fie mult mai simplu să înțelegi odată ce vezi și metodele de căutare, metodele prin care găsim produsele. Să zicem că ai găsit acolo un produs care ți se pare că ar avea potențial, începi și îl treci prin criteriu. Ai trecut aici numele, după care a doua coloană este audiența target. Aici poți fi specific sau puțin mai broad. Ai putea trece doar femei și bărbați sau doar femei sau doar bărbați sau poți trece ceva mult mai specific. Iubitori de animale, interesați în design interior, chestii de genul acesta. Nu te ajută extrem de mult treaba asta, dar să ai totuși o legătură și o idee asupra audienței din care face parte produsul respectiv. Coloana următoare ține de costul produsului. Te uiți pe AliExpress și vezi exact cât costă produsul respectiv. Nu ai vrea să iei shipping-ul în calcul, pentru că shipping-ul diferă în funcție de câte cantități comanzi. Deci personal, dacă văd acolo că am un cost de variantă, pe varianta respectivă pe care eu vreau să o comand de la acel produs, varianta costă 3 dolari să spunem, o să calculez 3 dolari în lei, 12,4, deci o să trec 13,5 lei aici să spunem. După care trec prețul de vânzare. La prețul de vânzare vreau să mă interesez puțin de competitori. Avem o coloană mai încolo despre competiție în România, aici o să trec și competitorii în cazul în care îi găsești. Dar vreau să mă inspir puțin de la competitori, pentru că mai mult ca sigur vei găsi undeva prin o anumită metodă produsul respectiv să se vândă și în România. Fie că îl găsești pe OLX sau cauți pe Google, îl găsești pe MAG sau de la un magazin care nu-l vinde foarte wow, dar vei găsi totuși ceva încât să-ți faci o idee. Poate găsești ceva similar. Îți faci o idee în funcție de prețul la care s-ar putea vinde acel produs. Să spunem că am găsit un produs care mă costă 12 lei și văd că pe EMAG sau pe un magazin se vinde la 50 de lei. O să trec 49,99 aici. Ăsta este prețul de vânzare
pe care eu vreau să îl iau în considerare. Acum poți fi foarte subiectiv aici, pentru că tu s-ar putea să-l vezi la un magazin că se vinde cu 50 de lei, dar tu să vrei să-l dai pe 60 de lei pentru că știi că poți face o treabă mai bună acolo. Sau dacă consider că în continuare ai o marjă de profit bună, s-ar putea să vrei să-l dai mai puțin. Nu-l dai cu 50 de lei, îl dai cu 45 de lei sau 40 de lei, pentru că în continuare ai o marjă bună de profit și vrei să ai și un avantaj. Deci poți să fii puțin subiectiv aici cu prețul, dar încearcă să fii cât mai logic totodată, cât mai rațional, să-ți dai seama de un preț corect la care s-ar putea cumpăra produsul tău pentru început mai ales. Apoi, poate vei putea crește în preț. Următoarea coloană se numește 3x margin, pentru că aici bifăm doar în cazul în care prețul de vânzare al produsului este de 3 ori mai mare în comparație cu costul produsului. Deci dacă eu iau produsul pe 12 lei și îl vând pe 36 de lei, înseamnă că am o marjă de 3 ori mai mare. Este doar o chestie pe care ar trebui să o ai în cap ca și idee doar, pentru că nu este chiar atât de importantă, dar ideal ar fi ca produsul pe care îl vinzi să aibă o marjă de 3 ori mai mare. Apoi, break-even point și break-even ROAS. Pentru cei care mi urmăriți videoclipurile de mult, știți deja care este treaba cu cele două. Pentru asta aveți nevoie de un sheet separat pe care vi l-am pregătit, l-am mai oferit și în alte videoclipuri din trecut. Vi-l las în descriere. Din nou, trebuie să mergeți la file, make a copy și este al vostru. Cu acest sheet puteți calcula acești doi indicatori, se numesc ei, care ne ajută pe partea de profitabilitate. Pe scurt, break-even point-ul îți spune care este marja ta de profit și cât poți cheltui maxim pe reclame sau promovare încât să fii profitabil, să fii pe zero sau să ai profit. Iar break-even ROAS-ul îți oferă practic o idee pentru ROAS-ul pe care ar trebui să-l atingi pe Facebook ca tu să fii ori pe zero, să-ți dai seama că ești pe minus sau să fii profitabil. O să înțelegi imediat care este treaba, pentru că îți explic cum se calculează. Deci, avem nevoie de costul produsului și prețul de vânzare. Costul produsului îl trecem aici. Deci, la secțiunea asta o să trec 12,5, era, trebuie să treci cu punct, nu cu virgulă, 12,5 aveam aici. Apoi, prețul de vânzare este 49,99, fix cât avem aici. Deci aș fi trecut 49,99. Nu luați în considerare faptul că avem dolari aici. Gândiți-vă că sunt lei, dar să treceți neapărat cu un punct, pentru că altfel nu va funcționa. Și am trecut costul produsului 12,5 și 49,99 prețul de vânzare, la cât vreau eu să vând. Și aici sus am break-even point-ul, după cum și vedeți indicatorul, și jos avem break-even ROAS-ul pe care o să le trecem. Și o să trec 34,99, este break-even point-ul, iar break-even ROAS-ul este 1,43, da? 1,43. Asta înseamnă că eu voi putea cheltui 35 de lei maxim pentru a aduce o vânzare pe magazinul meu. Dacă am cheltuit fix 35 de lei pentru o vânzare pe magazin, asta înseamnă că sunt pe zero. Dacă am cheltuit mai puțin de 35 de lei, asta înseamnă că am un profit, iar dacă cheltui mai mult de 35 de lei pe a aduce vânzări, pentru a aduce vânzări pe magazin, înseamnă că sunt deja pe minus. La fel și cu break-even ROAS-ul, aici este cumva invers. Dacă pe Facebook ai un ROAS de 1,43, cam același lucru, înseamnă că ești pe zero. Dacă ai un ROAS mai mare, de asta spuneam că e pe invers, dacă ai un ROAS mai mare de 1,4, înseamnă că ești pe plus, iar dacă ai un ROAS mai mic de 1,4, înseamnă evident că ești pe minus. Deci indicatorii aceștia ne ajută să ne dăm seama cât de profitabil suntem noi atunci când promovăm, fie pe Facebook, fie cu influencerii sau prin alte metode. Următorul criteriu, peste 5.000 comenzi pe AliExpress, se referă la faptul că produsul tău ar trebui să aibă un minim de 5.000 de comenzi pe AliExpress. De asta spuneam că este puțin diferit criteriu față de produsele pe care le găsim pentru dropshipping în afară, pentru că acolo nu prea ne interesează neapărat să aibă produsul foarte multe comenzi. Pentru că acolo produsele care au multe comenzi de obicei sunt deja super competitive și ating saturarea. În schimb, aici de multe ori nu sunt aduse în România aceste produse. Deci vrem să validăm cumva produsele prin ideea de a avea cât mai multe comenzi pe AliExpress. Am găsit aici acest teeth whitening kit pe AliExpress. Am căutat efectiv teeth whitening kit, este acel kit de albire al dinților. Efectiv îți cauți produsul pe AliExpress, sortezi după comenzi ca să vezi produsele, supplierii mai bine spus, furnizorii cu cele mai mari comenzi, cele mai multe comenzi primii, și am găsit aici, să spunem că acest kit. Din câte văd oferă doar treaba asta sau oferă plus acea soluție. Să zicem că vreau să cumpăr asta de aici, am calculat 1,5 dolari în lei, 6 lei, am adăugat acolo un sheet ca și cost, am pus deja prețul produsului, trec mai departe. Vreau să validez criteriul acesta și
și mă uit dacă are peste 5.000 de comenzi și are peste 5.000 de comenzi. Din câte văd aici, 10.000 de comenzi. Iar apoi următorul criteriu este să aibă minim 10 review-uri din România. Din nou, asta ne cam interesează să ne validăm cumva ideea. Mă duc aici la reviews și selectez only from your country. Ar trebui ca sus să fii pe România. Dau aici only from your country și vedem câte review-uri sunt. Îmi apar aici, în paranteză, 46 de review-uri după ce am bifat asta. 46 de review-uri sunt din România, aici pot să mai studiez eu puțin review-urile, să-mi dau seama dacă ajung ok, dacă ajung sparte. Nu e un exemplu bun oricum, un exemplu de urmat, kitul ăsta, produsul ăsta pe care îl arăt eu aici, dar este ca și idee să vedeți cum funcționează lucrurile. Mă uit, are peste 10 review-uri din România, e ok. Apoi îl caut pe Google, efectiv, caut kit de albire dinți, kit albire dinți, caut mai multe variații ale numelui, kit albire dinți, kit profesional pentru albire, tot felul de variații de genul acesta, pentru a-mi da seama dacă există competitori și trec efectiv linkul competitorilor aici ca să-i am în considerare. Așa îmi dau seama și de prețul de vânzare pe care l-au ei și pot să compar cumva produsul meu cu al lor. Dacă al meu arată mai bine și consider că am și skill-uri mai bune de marketing și de web design ca să am un site mai bun, pot să am un preț chiar mai mare sau invers totodată. Deci am trecut aici competiția. Apoi, dacă poate fi transformat într-un brand, mă gândesc logic la produsul respectiv, rațional, nu trebuie să ai foarte multă experiență aici în magazine online ca să-ți dai seama dacă produsul poate cumva fi transformat într-un brand. Dacă este un produs slab calitativ, spre exemplu cum este acesta, are review-uri și proaste, nu consider că acest produs poate fi transformat într-un brand, pentru că este destul de prost calitativ, se vede chiar și în imagini, deci nu aș putea să am un brand sustenabil, un brand pe termen lung, un magazin pe termen lung cu acest produs. Deci nu o să bifez aici sau o să bifez în cazul în care întâlnești criteriul. Apoi, poate fi promovat de oameni fără ca tu să le ceri. Criteriul acesta mă cam interesează pentru că vreau să nu depind doar de marketingul de pe Facebook, promovarea pe Instagram și așa mai departe. Vreau să am oamenii care îmi promovează produsele mai departe. Dacă produsul tău este de ajuns de bun, spre exemplu, din nou, nu este un bun exemplu acest produs, dar dacă produsul ar fi de ajuns de bun, te gândești logic dacă clienții, atunci când primesc produsul tău, ar fi dispuși să posteze pe Instagram, să le spun apropiaților, să posteze și să-ți dea tag pe pagina de Instagram, pe story sau undeva. Pentru asta aș bifa acest criteriu. Altfel nu. Mai departe, poate fi promovat de influencer pe gratis. Din nou, mă gândesc rațional dacă produsul meu este bun și dacă produsul este de ajuns de bun, arată bine, este calitativ, influencerii, mulți dintre ei sunt dispuși să promoveze produsul pe gratis, pentru că vor și ei să testeze produsul meu. Poate sunt interesați în nișa asta, poate au aceleași interese pe care produsul le reprezintă. Dacă produsul este de ajuns de bun, calitativ, este wow, este unic, face sau are ceva special, atunci influencerii vor vrea să-l promoveze pe gratis. Mai departe, foarte simplu, dacă există un link către reclamă, dacă am găsit o reclamă cu produsul acesta pe Facebook, pe Instagram, oriunde, o să înțelegeți de ce atunci când o să trec imediat la metodele de căutare ale produsului, s-ar putea să găsești o reclamă cu produsul ăsta undeva. O treci aici ca să te inspiri mai departe, mai târziu, mai bine spus, iar apoi linkul pe AliExpress îl treci aici, am trecut pur și simplu, dau copy-paste la link, iar pe Alibaba ar fi super dacă poți intra pe alibaba.com și să-ți cauți produsul, pentru că s-ar putea să poți găsi un preț mult mai bun acolo. Deci treci și linkul de Alibaba aici. Ține minte că acest criteriu e mult mai important decât metodele de căutare. Metodele sunt subiective, depinde ce îți place, ce nu-ți place, poate o metodă te plictisește, alta nu, pentru că trebuie să faci research pentru un timp îndelungat. Indiferent totuși de metoda folosită, criteriul trebuie respectat drastic pentru șanse cât mai mari de succes. După cum ai observat, criteriul explicat este puțin diferit față de criteriul pe care îl folosim să găsim produse pentru dropshipping în afară. Oarecum, metodele de căutare sunt și ele puțin sau mai mult diferite și vei vedea de ce. Intru chiar acum pe laptop. Prima metodă este să cauți produse pe AliExpress. După cum am spus, metodele sunt puțin diferite pentru că la dropshipping în afară nu prea aș mai folosi AliExpress-ul, dar putem căuta pe AliExpress și vă arăt imediat cum caut eu pe AliExpress. Ideal mă uit de obicei în categorii, categoriile care totodată mă inspiră, pentru că de aici vin și nișele. Poate te inspiră, nu știu, îmbrăcămintea pentru bărbați, un anumit tip de îmbrăcăminte, un anumit articol vestimentar sau poate te inspiră nișa de beauty and health. Să deschidem, spre exemplu, nișa de beauty and health.
Health. Mă duc aici, am deschis nișa, am dat click efectiv pe Beauty and Health, nu deschid o categorie mult mai specifică, cu toate că poți merge și așa, să vă arăt imediat, să merg la Beauty and Health și apoi să aleg Healthcare sau să aleg Skincare sau să aleg Personal Care. Nu prea m-aș duce pe Hair Care, Styling, pe sub-nișurile de genul acesta, sub-categoriile de genul acesta, dar mă duc pe categoriile cât mai mari sau pot să mă duc și pe categoriile acestea mijlocii, să le numim. Deci am dat click pe Beauty and Health și apoi sortez după comenzi, pentru că mă interesează să văd produse care se vând, produse în care există un interes. Și mă uit efectiv pe la produse aici, văd ce m-ar putea atrage produsul acesta, spre exemplu știu clar că a mers foarte bine în Statele Unite, posibil să meargă și în România, posibil să fi fost adus deja în România de prea multe branduri și să fi fost deja scalat cumva în România, dar trebuie să ai în cap faptul că dacă îl vezi pe MAC și pe alte magazine, nu înseamnă neapărat că a și fost scalat. E altceva când încep să rulezi reclame pentru un produs în România, pentru că atunci îl poți scala. Dacă se vinde doar pe MAC produsul respectiv și poate mai vine puțin trafic din SEO, optimizare SEO pe Google, asta nu înseamnă că a fost scalat produsul respectiv și că este cumva saturat, pentru că aici chiar se pune problema de saturare, fiindcă, evident, audiența este mult mai mică, deci ești puțin limitat. Să spunem că am deschis produsul acesta. Prima dată, evident, mă uit la preț, mă uit la variante, la ce oferă, încerc deja să-mi formez o idee despre produs, dacă este calitativ, dacă l-aș putea vinde, apoi mă uit la review-uri. Evident, review-urile contează. 4,8 este o notă destul de bună. Mă uit la numărul de review-uri, deci clar există un interes foarte mare dacă sunt 13.000 de review-uri și mă uit la comenzi. 31.000 de comenzi din toată lumea pe AliExpress. Apoi mă uit mai departe la review-urile din România. Dau aici click pe Only from your country și văd că sunt 44 de review-uri din România, dintre care 8 review-uri au poze. Pot să mă uit la poze, văd cam cum au ajuns. Dacă lor le-au ajuns stricate, asta nu înseamnă neapărat când vor ajunge și mi-e stricat. Eu pot să comand de pe AliExpress sau pot să discut cu supplierul să le împacheteze mult mai bine, având în vedere că am o cantitate mult mai mare. Pot să contactez oricând supplierul de aici, de la Contact Now. Mă duc la magazinul lui și dau Contact Now. Mă uit apoi la descriere, văd exact ce oferă supplierul respectiv, ce menționează despre produsul ăsta, poate vreau să înțeleg din ce este făcut sau ce include pachetul. Toate aceste lucruri trebuie să luate în considerare înainte de a începe să treci produsul prin criteriu. Mai departe, evident, intru aici în lista de criterii, trec numele produsului și încep să-l trec prin criteriu să văd dacă întâlnește toate criteriile. Și asta este prima metodă. Trecem acum la a doua metodă și anume Ecom Hunt. Din nou, o metodă pe care nu prea aș folosi eu pentru dropshipping în afară, dar pentru dropshipping în România este metoda cu care eu găsesc cele mai multe produse. Pentru că mi-arată efectiv produse care au funcționat. Și asta văd și pe AliExpress, dar cumva sunt limitat. Aici am toate produsele din toate nișele posibile la un loc și am mult mai multe detalii despre fiecare produs în parte și o să vedeți imediat de ce, dar este pe departe metoda cu care eu am găsit cele mai multe produse care au interes aici în România. Pentru Ecom Hunt v-am lăsat și un link de afiliere în descrierea videoclipului prin care puteți crea un cont gratuit pe platformă. Să vă arăt acum cum îl folosesc eu. De cele mai multe ori merg aici la Tools și mă duc pe Ecom Hunt Classic. Trebuie să recunosc că celelalte metode nu prea le-am explorat încă. Sunt aici pe Ecom Hunt Classic și aici ai foarte multe opțiuni pe care le poți folosi. Spre exemplu, poți să sortezi după cele mai noi produse sau poți să sortezi după cele mai vechi produse sau produsele cu cele mai multe comenzi. Poți să sortezi după o anumită categorie dacă mă atrage categoria respectivă. Mi-arată produse care au funcționat chiar și acum 2-3 ani și ar putea funcționa și în România. La offer type nu prea mă joc, iar pe partea de range, din nou, nu prea mă uit aici, pentru că mi se pare puțin prea specific. Vreau să văd cât mai broad posibil, cât mai general posibil, produse care au funcționat în US și care consider eu că ar putea funcționa și în România. Îmi folosesc, după cum am spus, și raționamentul personal. Și mă uit pe aici la produse și încerc să-mi dau seama de un produs care ar putea funcționa. Evident, durează ceva timp, nu o să stau fix acum să caut. Să spunem că m-ar interesa produsul ăsta de aici, Remote Control Pet Bounce Ball. Hai să vedem care-i treaba cu produsul ăsta. Dau click acolo pe Show Me The Money. Și îmi oferă mai multe detalii despre produsul ăsta. Nu prea iau foarte mult în considerare detaliile astea pentru că sunt făcute pentru a face dropshipping în afară, dar ai un videoclip și ai și o reclamă. De obicei mă uit la acest videoclip ca să-mi dau seama cam cum a fost promovat produsul ăsta, să mă inspir și eu la reclamele mele, de asta spun că ai mai multe avantaje cu Ecom Hunt pe partea asta. Mă uit la reclamă, văd exact ce engagement a avut, când a fost postată pe 27 mai, engagementul pe care l-au avut cei care au promovat produsul ăsta și apoi efectiv vreau să-l văd pe AliExpress.
poate mă uit pe aici puțin la poze, citesc în cazul în care nu-mi dau seama exact ce face, dar văd că este efectiv o minge cu un fel de telecomandă pe care o poți controla ca să te joci cu câinele de la distanță. Ceva interesant. Nu spun că este un produs bun, pentru că doar l-am apăsat ca să vedeți cum gândesc eu lucrurile și cum decid dacă vreau să-l trec prin criteriu sau nu. Încep, mă uit pe la variante și apoi încep să mă uit la lucrurile pe care le-am menționat și mai devreme, la metoda cu AliExpress, la review-uri, dacă sunt comenzi din România. Evident, aici nu o să îți ofere Ecom Hunt direct supplierul cu cele mai multe comenzi, deci o să trebuiască tu să cauți direct pe AliExpress, apoi, remote dog bowl, să scriem, și văd dacă găsesc același produs, dar cu mai multe vânzări. Și văd că se vinde ceva, dar nu foarte wow. Aici ar trebui să încerc eu mai multe variații. Nu o să intru foarte mult în detalii aici, pentru că lungesc efectiv videoclipul, dar ce trebuie să faceți voi? Căutați produsul respectiv și vă dați seama dacă întâlnește criteriu. Din câte văd, cu toate că aș mai căuta câteva variații din nume, produsul ăsta deja nu întâlnește acel criteriu cu minim 5.000 de comenzi pe AliExpress. Deci aș trece mai departe. Dar mă uit dacă are 5.000 de comenzi, mă uit evident dacă are review-uri din România, minim 10 review-uri din România, și dacă nu, trec mai departe. Dacă are, încep să-l trec prin criteriu și să văd dacă pot atinge și celelalte criterii cu el. Aici pe Ecom Hunt, după cum spuneam, nu prea ești limitat absolut deloc. Am 150 de pagini de produse prin care pot trece și efectiv mă uit la fiecare pagină în parte, iau fiecare pagină pe rând, mă uit la produse, văd dacă îmi sare ceva în ochi, îl deschid, mă uit mai atent la produsul respectiv. Odată ce treci câteva criterii prin produs, o să ai criteriul deja în cap, după cum am spus eu, că deja mă uit instant dacă produsul are 5.000 de comenzi, dacă are 10 review-uri din România, și încep să-l bag prin criteriu să văd dacă întâlnește toate criteriile de acolo din listă. Din păcate, totuși, pe Ecom Hunt, contul gratuit este limitat. Nu arată decât câteva produse zilnic. Iar pentru a avea acces nelimitat, trebuie să cumperi planul Pro. Dacă nu mă înșel, vă arăt eu imediat pe ce plan sunt. Dacă merg la billing și subscription aici, da, sunt pe planul Pro. Deci trebuie să cumperi planul Pro, care costă 20 sau 30 de dolari pe lună, iar personal cred că merită foarte mult, pentru că te scapă de multe bătăi de cap să mai cauți tu pe AliExpress, să îți bați capul cu metode care nu sunt chiar atât de eficiente. Aici ai o listă mare cu produse care știi deja că au funcționat, pentru că ei le iau de pe Facebook, reclame pe Facebook care au funcționat, care au like-uri, care au engagement foarte mult, vizualizări, deci e clar că s-a investit foarte mult în acele reclame și le adaugă aici. Deci produsele au funcționat și ai o listă cu multe produse de genul acesta. Deci e totul mult mai eficient. Dacă îți permiți costul de 20-30 dolari pe lună, este mult mai eficient decât prima metodă și a treia metodă pe care ți-o arăt acum. A treia, ultima și cea mai puțin eficientă metodă din lista mea, în opinia mea cel puțin, dar surprinzător totuși, metoda prin care am reușit să găsim tablourile personalizate cu animăluțe de la Otis, este să cauți produse pe Instagram sau pe Facebook. Ideea este destul de simplă, dar nu atât de la îndemână, să zic, sau mai bine spus, nu atât de eficientă. Nu mai fac eu trecerea acum pe telefon. Tu totuși vrei să cauți lucrurile astea pe telefon, ți-am arătat pe desktop, dar nu mai trec pe telefon ca să pierdem timpul. Tu vrei să cauți cât mai multe branduri din afară, atât pe Instagram cât și pe Facebook. Și ideea este să dai like sau follow brandului respectiv, magazinului respectiv, like la câteva postări, poate chiar și un comentariu, ca algoritmul de la Instagram și de la Facebook să înțeleagă că ești interesat în astfel de magazine. Posibil chiar să dai de un brand de la care vrei să te inspiri pentru produsul tău, la fel cum am făcut noi pentru Otis. Ce mai poți face este să interacționezi cu cât mai multe reclame care ți apar pe Facebook și pe Instagram de la brandul din afară. Lasă măcar un like, eventual și un comentariu dacă poți. Obiectivul tău este să faci algoritmul să înțeleagă cât mai mult că ești interesat în astfel de magazine, ca apoi să-ți arate și mai multe magazine, produse similare, de la care te poți inspira pentru a le trece prin criteriu. După cum bine știi, metodele gratuite sunt bune și le poți folosi, dar de obicei, cel puțin de obicei, metodele plătite sunt mult mai eficiente. De asta îți recomand Ecom Hunt și metoda principală pentru strategia asta este Ecom Hunt, AliExpress fiind pe locul 2, iar dacă apreciați acest tip de videoclipuri, pot reveni pe viitor cu mai multe metode de căutare. Am spus că am pregătit ceva la finalul videoclipului pentru cei începători, iar surpriza este o mega reducere de 30% la cursul meu complex dropshipping pentru începători. Doar pentru că vreau să sărbătoresc recentul milestone pe care l-am atins de 600 de membri în curs. Știi deja că organizez reduceri doar atunci când sărbătorim ceva cu adevărat și nu doar de dragul de a oferi reduceri, pentru că țin la calitatea produselor mele. Așa că doar pentru următoarele 7 zile de la postarea acestui videoclip poți intra pe andreivalentin.com/store, ai și linkurile în descriere, pentru a profita direct de reducere. Reducerea este deja aplicată la cursuri și va expira în 7 zile de la postarea acestui videoclip. Dacă ești
ești interesat în a începe dropshipping, acum este momentul perfect pentru că poți achiziționa cursul meu complex dropshipping pentru începători la doar $129, redus de la 180. Curs ce îți va oferi pași exact pentru a începe și susținerea personală din partea mea prin grupul privat al cursului unde răspund zilnic. Sau poți achiziționa pachetul complet dropshipping pentru începători și cursul de contabilitate în dropshipping de care vei avea nevoie oricum mai devreme sau mai târziu. Din păcate, contabilitatea în România este destul de complexă. Poți achiziționa acest pachet pentru doar $180 redus de la 238. Ambele link-uri sunt în descriere. Sper să profiți de reducere și te aștept în curs împreună cu cei peste 600 de membri. Nu uita totodată să te alături comunității gratuite Dropshipping România de pe Facebook, pentru că suntem acolo aproape 8000 de membri în grup și acolo poți găsi răspunsuri la multe impedimente, în timp ce îți formezi totodată multe relații valoroase cu alții care sunt interesați în același domeniu. Link-ul este în descriere. Lasă un like la acest videoclip dacă te-am ajutat și un comentariu cu ce ai vrea să afli mai departe de la mine pe YouTube. Mă găsești pe Instagram la andrei.valentin, unde postez zilnic. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare.